Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că noi avem mai multe preocupări. Ne preocupă tehnologia și bucătăria. O mulțime de preocupări. Da. Deci, tehnologie culinară. Dacă vreți, am putea face o rubrică nouă. A apărut bateria reîncărcabilă, dar și complet comestibilă. Cum? Reîncărcabilă și complet comestibilă, ceea ce mi se pare o ușoară contradicție în termeni, că dacă o mănânci, nu mai e cum să o reîncarci. Corect. Sau eu nu m-aș mai băga. Odată mâncată, n-aș mai reîncărca-o. E vorba de o baterie comestibilă construită la Institutul de Tehnologie din Milano, faimosul Institut de Tehnologie din Milano, dacă nu știați. Are vitamina B2, cărbune activ, nori. Nori alge. Este alga aia japoneză care se pune în ramen. O invenție descrisă în publicația Advanced Materials, transmite agenția oficială de presă italiană ANSA. Deci e treabă serioasă. Bateria asta este, scriu colegii de la Digi24, prima expresie concretă a noului domeniu al electronicelor comestibile, aflat în plină dezvoltare. Al naibii să fiu dacă știam că există un domeniu al electronicelor comestibile care este în plină dezvoltare, dar mă bucur să aflu lucrurile astea. Electronice, da. Da, de la baterii. Adevărul că poate nu erau chiar electronice, dar bateria de vin mie mi-e cunoscută încă din tinerețe. Îmi iau spring, deci dacă vine cu baterii de-astea comestibile, ne luăm spring. Practic, când rămâi fără curent, măcar mănânci ceva. Exact, bateria și o feliezi. Bateria este compusă din riboflavină, cunoscută și drept vitamina B2, care acționează ca un anod. Da. Și respectiv quercetină. Care e catod. Ce se găsește în migdale și capere, dacă nu știai. Auzi? Care acționează pe post de... catod. Bravo, deci Luca anod. Pare catod. Că se pricepe. Da. Am mai făcut niște școală. Cărbunele activat a fost folosit pentru a mări conductivitatea electrică. Și nutriție ne ajută la digestie. Deci da, e totul gândit foarte bine. Și combate și balonarea. Exact. Veți o spring de asta cu baterie cu cărbune activ. Dacă se întâmplă ceva, ești mai bine pe balonare. Poți să treci pe balonat și ți-am mușcat în baterie. Da. Ți-a mai scăzut autonomia. Ești pe GPL-ul. Bacasă cum e? Am mâncat filmul tableta aseară. El a prins fără pâine prăjită la cei. Da. Trebuie să cumpăr alta. Separatorul necesar pentru orice baterie pentru a evita producerea de scurt circuit este alcătuit din semințe de nori. Alga de sushi, cum zice el. Electrozii sunt încapsulați în ceară de albine, în care ies două contacte din aur alimentar. Mori. Folosit de obicei pentru decoruri în patiserie, pe un suport derivat din celuloză. Asta e bateria, sper că e încărcată de marțipan. Dar nu înțeleg, nu înțeleg. Deci de ce ai vrea să cumperi o baterie pe care să o mănânci după ce o consumi? Da, de ce te uiți la mine? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.